Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă ediție emisiunii Creator de Destine. Aceiași noi, frumoși deștepți în fața dumneavoastră, aceeași super profa Denisa Gabriela Bularda, fondatoarea unui centru de cursuri pentru pregătire școlară. Bine v-am găsit din nou! Bine ați venit! Mă bucur foarte mult că mi-acordați din nou încrederea de a participa la emisiunea dumneavoastră. Săptămâna trecută am vorbit despre importanța cunoașterii, iar astăzi aș vrea să vorbim despre un capitol destul de interesant și sensibil, aș spune eu, despre problemele de concentrare la copii, la tineri. Care sunt acele probleme și cum le putem veni de hac? Da, într-adevăr, sunt, din păcate, an de an, sunt tot mai mulți tineri cu probleme de concentrare, copiii din școala primară și elevi de gimnaziu și de liceu cu probleme de concentrare. Acum eu nu sunt medic și nu pot veni în sprijinul lor cu astfel de recomandări medicale, de aceea nici nu vreau să mă bag în a recomanda să vin eu cu sfaturi, dar... Prin prisma profesorului, prin prisma omului care trebuie să se lupte cu această problemă ca să reușească cumva să aducă copilul pe linia de plutire și să-l facă să înțeleagă. Exact. Sunt într-un grup de copii, sunt copii care înțeleg imediat ceva și doresc să treacă mai departe pentru că au înțeles și vor următorul pas și copii care imediat au pierdut concentrarea. Au auzit primele cuvinte, apoi vă pot spune ce se întâmplă cu ei și ce se întâmplă cu noi. Au ascultat primele cuvinte, se uită la tine și deodată pleacă ochii efectiv spre geam, pleacă ochii spre tablă, pleacă ochii spre altceva undeva în îndepărtare. Le fuge privirea în altă parte și s-a dus atenția. Nici n-ai început bine, nici n-ai continuat după două propoziții, după un enunț să spui altceva, după o idee, să vii cu exemple sau cu ceva, că lor le-a și plecat privirea, s-a și dus atenția. Atenția se duce sau se sperie de faptul că nu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră și în momentul acela se produce un declic? Asta ar trebui să ne spună lumea medicală. Dacă lor le fuge atenția atât de repede pentru că nu înțeleg. Numai că, vedeți, să spunem că un profesor este mai puțin experimentat și se poate gândi, poate n-am explicat eu destul de clar, poate l-am pierdut eu. Toți profesorii am gândit treaba asta de-a lungul carierei noastre. Poate eu n-am fost în stare să fiu să explic cât mai simplu, cât mai clar, să schematizez, să exemplific. Dar după atâția ani de experiență vă pot spune că am încercat atâtea metode încât dacă m-ar întreba și pe mine medicii, le-aș spune că chiar și atunci când informația este clară, este captivant transmisă, este limpede transmisă, chiar și atunci atenția lor fuge. Să spunem cum fac eu, pentru că astfel de copii există în toate grupurile. Și cum fac eu? Iau definiția și o fac schemă. Nu mă apuc să citesc definiția, să explic ce înseamnă fiecare cuvânt din ea, ar fi prea lung pentru mulți. Și oricum poate n-ar înțelege. Exact. Pur și simplu iau cuvântul important, iau cuvintele cheie, fac o schemă din ele și începem să vorbim despre asta. Unde am mai auzit? A avut această noțiune și anul trecut, a mai avut-o și cu o săptămână înainte, unde am mai auzit-o, când am mai lucrat cu ea, ce mai știm despre acest lucru și ușor, ușor încep să construiesc. Deci nu există să nu încerci să fie foarte clar. Chiar și atunci, atenția lor foarte repede se duce. Am vorbit și eu cu prieteni medici, clar am întrebat, și mi s-a spus că într-adevăr este deficit de atenție pentru că medical este o problemă, nu știu să o explic, mie mi-au explicat-o, dar n-aș vrea să intru eu în aceste explicații pentru că este treaba de competența lor. Exact, poate eu nici nu acopăr toate situațiile, dar este o situație medicală aceasta.
și mi-au adus, astfel de medici mi-au adus la cunoștință și studii care se fac în mod constant în străinătate. Acolo scria că acești copii au o problemă și cu memoria, adică ei trebuie să facă un efort mai mare decât fac alți copii pentru a-și menține atenția, pentru a reține informația, ei trebuie să repete mai des. Mi s-a spus că această schematizare, adică fiecare noțiune să fie transformată într-un desen, să fie puțin și clar, mi s-a spus că acesta este un răspuns, este o soluție. Ajută. Dacă fac așa, ajută, că fac bine. Am văzut și eu că ajută, bineînțeles că de aceea am și mers mai departe. Îi ajută și pe ceilalți foarte mult, care sunt foarte rapizi, îi ajută și pe ei foarte mult. Deci și pentru ei este foarte bine. Această soluție este bună pentru toți. E limpede, este testată cel puțin de mine foarte mult. Cu toate acestea, copiii care au deficiența aceasta, deficit de concentrare, se simt demotivați de a face efortul acela în plus. Practic, ei trebuie să repete mai des, să reia schema aceea mai des, să o mai facă ei de vreo 2-3 ori, să-și găsească culorile care le plac lor, numai să rețină. Deci, pentru ca memoria lor să rețină, ei trebuie să repete mai des în formele care lor le plac cel mai mult. Numai că se simt demotivați. Credeți că sunt conștienți de faptul că nu sunt în stare, e o problemă cu ei, nu pot, sau încearcă să găsească, să dea vina, știu eu, pe ceva, pe cineva, nu știu, că nu s-a explicat ceva cum trebuie, sau să-și găsească ceva de care să se agațe ca să poată cumva să funcționeze? Sunt și elevi care dau vina pe profesor. Clar, sunt elevi care dau vina pe profesor. Doamna nu ne-a spus, doamna nu ne-a explicat, eu n-am avut de unde să știu. M-ați întrebat dacă ei știu de treaba asta. Da, pentru că ei știu că au un deficit de atenție, pentru că li s-a pus acest diagnostic. Au fost la o evaluare și li s-a pus acest diagnostic. Ideea este că pe ei îi necăjește treaba asta. Și tu trebuie să vii și să îl tratezi pe acest copil ca și cum el n-ar avea o problemă. Ca să nu-l pui într-o situație jenantă în fața clasei, ca el să nu simtă că nu poate. Pentru că și el poate, numai că efortul de... Exact, trebuie să repete un pic mai des, el nu e cu nimic mai prost. Da? Nu i s-a luat din capacitatea de inteligență. Problema lui este că se deconcentrează mai repede, trebuie să vină înapoi la lecție, să se concentreze, iar să simtă momentul în care începe deconcentrarea, în care încep ochii să plece așa și să simtă, să realizeze și el momentul acela, să-l identifice și el și să se întoarcă la lecție și apoi acasă el trebuie să învețe mai mult. Ei învață după tabele, după culori. Eu deja fac așa toate lecțiile oricum și pentru ceilalți. Cumva îi ajută. Dar se simt demotivați de faptul că trebuie să depună mai mult timp. Și de multe ori spun, da, învăț de 2 ore și eu tot nu știu asta. Nu mai vreau, nu mai trebuie zrang cu cartea, cu caietul într-un perete, eu nu mai învăț. Îi înțelegi, pentru că e greu să tot înveți și să nu ai și tu rezultat. Ce trebuie făcut? Păi iarăși mergem la emisiunea de data trecută, învățatul cu pauze și pentru ei. Deci odată ce mintea lor se deconcentrează, atunci când s-a deconcentrat, să-și facă o pauză de 1 minut, să se reîntoarcă. Să-și lase pauza aceea dacă tot s-a deconcentrat. Mai rău e la noi la ore. Pentru că noi... Nu aveți cum să vă opriți, să puneți stop și... Te cam oprești, trebuie să găsești metoda aceea didactică, să te și oprești, să se și acopere toată lecția. Și atunci una dintre metode este să le dai lor să o descopere, să vină cu idei descoperite în lecție, să o construiești împreună cu ei, să o schematizezi împreună cu ei și să-ți ajungă și timpul. Sunt metode, dar înseamnă efort mult și de multe ori mulți renunță. Încurajați copiii să spună atunci când nu înțeleg ceva? Oh, da, sigur. Să lase profesorul să termine fraza, adică să nu-l întrerupă în mijlocul frazei, cum mulți fac. Da? Să-l lase să termine, că și profesorul e om, are și el în cap acolo un raționament și dorește să-l arate. Da?
să le explice și deodată, doamna, dar aș putea să-mi iau și eu apă? Dar știți că mie doamna la școală mi-a zis că așa și pe dincolo și tu cu raționamentul tău ești în cu totul alt loc. Da, sigur, să-l lase să termine și apoi să spună eu n-am înțeles direct, eu n-am înțeles cu tare și cu tare, direct, nu trebuie, aș putea și eu să vă întreb, nu, direct, eu n-am înțeles asta. Da, ei vin cu o poveste din spate, din altă zonă a vieții lor și practic se întrerupe ora. Fac de așa natură încât să întrerupă ora și să întrerupă raționamentele, practic. Metode sunt, dar sunt greu de aplicat și apoi, hai să spunem că noi, eu de exemplu, eu m-am lămurit în fiecare grup se va întâmpla să fie astfel de copii, ei nu au nicio vină că sunt în situația aceasta, ei nu trebuie puși în situație jenantă, ei nu trebuie puși în fața clasei jigniți sau umiliți sau așa. E limpede că trebuie tu ca profesor să cauți cumva să dai viață lecției, să existe momentele de concentrare, momentele de succes, de bravo, în sfârșit. Dar acasă, când această lecție trebuie reluată, fixată, acasă copilul cedează. Acasă trebuie să știe și el să învețe cu pauze, dacă simte că s-a deconcentrat să-și ia o pauză și să se forțeze, să se oblige să nu fie pauza lungă. 5 minute pauză atât îmi permit și după aia iau următoarea noțiune, să o mai fixez și pe aceasta, să fac exercițiul acesta. Pot să facă un exercițiu, da, 2 minute pauză, un exercițiu, da, 5 minute pauză, numai să facă, să nu se demotiveze. Doamna Denisa, vă mulțumesc din suflet că ați fost din nou alături de noi. Sunteți acel model, acea persoană, acel creator de destine de care cred că avem cu toții nevoie în viața noastră, acel om care tot timpul te motivează și știe să găsească acea metodă prin care să reușească să te aducă la adevărata ta valoare, pentru că sunt copii care poate funcționează mai greu, așa cum ați spus, au aceste probleme de concentrare al noțiunilor teoretice, că spre exemplu am un elev care are probleme serioase de dislexie, săracul de el în urma unei operații a rămas și fără un ochi, deci sunt situații și dislexie și fără un ochi și vă dați seama. Un elev care are o dragoste de exemplu față de animale fantastică și care știe foarte multe despre animale, deci iată, asta a asimilat. Eu l-am încurajat spunându-i, eu cred că tu ai putea să-ți faci o pensiune de animale când oamenii pleacă în concediu, să lase pisicuțele și căței la tine, ți-ar plăcea să faci asta, cred că te-ai îmbogăți de pe urma acestei activități. Și el mi-a spus că da, i-ar plăcea foarte mult să fac așa ceva. Soluții sunt pentru toți. Într-o viață nu, pentru a putea să ne câștigăm traiul, să trăim o viață, nu este obligatoriu să lucrăm numai cu noțiuni teoretice, ele sunt foarte importante, după cum spuneam noi, despre cunoaștere și gândire, dar acești copii pot face multe alte lucruri și pot duce o viață bună în destulare și nu înseamnă că de acum gata, viața lor s-a terminat. Dar e adevărat că acasă, când au de făcut teme, au nevoie de răbdare cu ei, să se înțeleagă pe ei, să se iubească pe ei, să-și acorde răbdare și să mai fac o dată și încă o dată cu răbdare până când reușesc, pentru că sigur reușesc și ei. Eu vă mulțumesc din nou și iată că dragostea față de meseria pe care o practicați și pentru copii pe care îi îndrumați se vede și se simte. Vă mulțumim din suflet pentru prezență. Vă mulțumesc și eu pentru încrederea pe care mi-o tot acordați și mă bucur să mai vorbim împreună.